Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou episod de GTA 5. Uite bă, încă un câine husky acolo. La ce-mi place că pe ce mai poți să găsești câini husky. Ia asta, văd că e alb. Don't touch me! Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sack store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Ok, hai să luăm misiunea la asta. Dar mai întâi să ne uităm și la câinele ăsta husky. Tot-i roșu, dar știu ce miște câinele ăsta. Mamă, vreau și un câine husky. Îmi pare rău de Codrin. Cum deși-a pierdut câinele la husky. El a pierdut sora sa sau ceva de genul, povestea. De fapt, zice el cam de fiecare dată când are ocazia. Hai, urcă în mașină. Vezi să strălut. Ia, fi mi-ar răcea la dracu că nu mă mai lasă de o săptămână încoace tot. Cum ucis la nas. Ok, să încerc să mă bat printre ăștia, să mă duc la Amanda, să văd ce... Amanda, nu Amanda. Așa. Să vedem ce căcat de misiune mai trebuie să facem. Astea-s radiourile, dar oricum nu folosesc. Așa, hai, du-te. Mă, îmi place că în GTA 5 conduci mai bine ca în GTA 4. Deși, nu știu, în GTA 4 îmi place acțiunea aia mai underground. Nu chiar underground. Bazat mai mult pe orașii. That's assault on top of the shoplifting beat. Man, the paperwork. What you packing? You know, standard LS. Get out of the car. Okay. Hit the gas. Let's go. Okay, so salvezi pasta, deci. Don't worry. I know what I'm doing. Hello? No seatbelt. Come on, come on. Come on. Relax. I got this. Drive. Michael! Don't worry. I know what I'm doing. Să văd cum naiba să mă bag, băi, să mă duc pe aici. I'm on top of it. Trebuie să mă bag cumva pe străduții să piardă ăștia urma. Go, 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 go! Chill out. It's under control. Aia, căcat. Au, de ce trag? Shit! Stai, cred că scap acum de ei. Relax, I got this. You trying to kill me back here? They're coming, Michael! Chill out. It's under control. Let's go, Michael! Relax, I got this. Ok, ai pe aici. There's no point in losing the cops if I'm dead in the back seat. I do not want to go to prison. Don't worry. Nu te duci mă la nicio închisoare, taci din gură. Gat, și scăpăm acum. De wanted, cred. Hai, o dată, nu scap de wanted. Is that it? Gat. Are they gone? Of course they're gone. Who are you talking to? Come on, I'll take you back to the house. Dar ce calm e Michael. Se vede că e mafiot cu experiență. Bă, da, abia aștept să ne elibereze pe Trevor. Cred că Trevor face tot jocul. Hai, jumate joc e numai Trevor. Nu știu, mă refer la plăceri, la cât de interesant e. Abar n-am ce zic. S-a urcat răceala asta la cap și nu mai gândesc. Oh, yeah. Risking prison, getting shot at, love, love, big love. Ce dracu, ce-mi pasta acasă? Get rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Oh, and yeah, thank you. Yes, așa. Ce misiune mai am, mai am undeva așa și cu... Stai mă, cum schimbam, nu pe alt? Nu pot să le iau pe Michael? Așa. Văd că mai aș costa două misiuni. Hai mai bine să-l... De fapt mai întâi să văd ceva. Deci
Și cum era? Aha. Așa, mă. Bine că mi-ai zis careva în comentarii cum se face. Hai totuși să fac misiunea asta. Să termin misiunea cu Michael. Și ne întoarcem la Franklin. Poate apuc să le fac pe toate trei în episodul ăsta. S-a dus dracu câinele husky. Eu voiam să nimeresc târpat, dar prea târziu am văzut că avea și câinele cu ea. Protejați câinele husky, copii. Ar trebui să bag și o waypoint din ăla sau cum mi se spune, da, YOLO. Hai, mergem pe contrasens, nonsens pe contrasens. Aba, n-am ce mașină era aia. Hai, gonim cu mașina, e poliție. Dă-te mă la o parte. Eu acum stau și mă uit în hartă și da, ia. Nu vă... Ia, ce dracu, notificare pe Facebook. Ba, am pus acum o chestie pe frăția Sfântului Graal azi dimineață, să-mi spuneți dacă ați văzut-o. Știți voi, frăția Sfântului Graal cu grupul lui Zappi. Mă rog. E o melodie ce mi-a arătat-o un prieten. Stai, cum vine poesc așa? Așa. Deci melodia e ceva gen: îți iau curul la futut, mai bine te dai bătut, Link în pizdă, fut în gură și îmi bag legale în pulă, nu știu. Deci când am auzit asta, hai de capul meu, am râs când am ascultat-o prima dată, am râs cu lacrimi, nu mai puteam să respir, mă tăvăream pe putea, făceam de parcă mi-ar fi murit trei gagici, așa de urât făceam. Unde căcat? Pe aici? Ok. Ia trecem cu amâță proastă. Așa, nu-mi plac pisicile. Câinii sunt mai șmecheri. I said look respectable. Go change and come back here. You're wasting my time. Și parcă get change into a smart outfit you. When you look decent, we can go. O să arăți decent, o să mergem. Dar aici ce e, croitorie? N-aveți și vă niște țoale totuși, trăivar, familia. Trebuie să vă neapăr niște haine mai elegante de vă. E, tena, atunci mergem cu Michael. Michael, Franklin, pardon. Deci e misiunea cu... Franklin. Deci cu semnul întrebării vă cam. Și una importantă aici așa. Hai, bagă viteză. Aha, deci pe control băga ăsta. Slow motion-ul ăsta. Hai că e mișto slow motion-ul ăsta. O, dar e mișto rău abilitatea asta. Luci vite... Viteza... De câte ori i-am încurcat numerul lui Franklin cu al lui Michael? Să-mi ziceți și voi în comentarii dacă asta se ține. Dacă ați tot ținut cont. Screw you, așa. M-am învățat și eu să zic screw you.
de la Nico din GTA 4. Do you ever clean your raggedy bitch ass up? Fuck you, Lamar. I mean, Franklin or whatever. Everybody on the block knows you gone on Vinewood and shit. Well, shit, if going Vinewood means I ain't hitting the pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Bun, azi ne ce trebuie să facem. Go to... tow truck, ok. Hai să luăm din nou camionul ăla. Cui naiba mai furăm o mașină, nu știu. Trebuie să o și pe târfa asta cu mine. Îl vezi pe unul pe stradă că umblă cu mașina așa zdrobită și pus sânge pe ea. Te și frică să mai ieși din casă după aia. Not this again. What, we was like 13? But you was a man after that night. Damn, every time with this shit. And nothing even happened. It's all good, baby. I know that wound ain't healed. Te rugi nitro de mașina ăla. You know the drill. What's up, Darnell? Ah, s-a oprit apa, cream că am pus-o picior pe aia să nu mai curgă. It's been a minute. Get in there. Ain't no point dragging this out. Bun, mai ciordim o mașină atunci. Dispatch, what you got? 10-4, we got an SUV in a handicapped spot without a sticker. It's a Lucky Plucker and Little Soul. Do you copy? You know I don't copy. I'm an original. Yeah, we got you. JB still sick. Man, you sure you need me? Because you look like you know what you doing. One, I can't drive. And two, this ain't no work for a lady. Oh, you really fighting the feminist cause there, ain't you, Tanya? Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day. She had some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can... Franklin. Can't agree on. And I got qualifications, honey. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. What, you going into space now? You always did think you were so clever. Hell no. Oh, man. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. And you got your math on the corner in Davis. Go to illegally parked car. Ah, deci trebuie să iau o mașină parcată ilegal. Perfect. That's whack. Deci shift și control. We're on, boo. Let's move it out. Ok, să ducem mașina asta de aici. Hey, boo. This ain't a job for making new friends, is it? I thought you'd been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit but nicer cars. It's an honest dollar, and there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet? Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass smoking crack? I gotta keep his hours up. Oh, word is, they gonna sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no... Look out! A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece 2 years back. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, ain't I? I've been covering that brother for 20 years. Asshole.
De ce clădirea aia mi se pare cunoscută? În fine, hai să ducem mașina în parcare. Drop it in the marked area. Same as before, honey. Am I distracting you? I'd get ugly if I could. Ai de capul când mă chinui cu un căcat de camion. Godin ar fi dezamăgit. Jesus. Unde e H-ul? I'll make it up to you, Franklin. You know I will. See you round. Erai tu să fii. Hai, dă-o cu a mașina să plecăm naibii de aici. Deci am mai făcut toată ceva de genul. Stai, trebuie să mă dau jos de din mașină întâi și întâi. Băi, eu mai am calașnicovele sau ce arme mai aveam eu? Don't you hey, baby, me? Where you at? Da, încă le mai am, e bine. Because you're supposed to be working, JB. No, I ain't your mama. 3 misiuni. Deci una acolo. Și o ce-și de mașina lui, că e de misiune sau abar n-am. Ia-i să joc și cu Michel. Hai că văd că unde departe, îl duc la un magazin de haine sau îl trimit acasă, nu știu. Hai mă că poate e îmbrăcat mai smart, mai cum cer ăștia. Nope. My dick might fall off. Ce naibă? Hai să văd cum vine mapa. Deci, casa lui pe unde vine? Parcă era pe sus sau abar n-am. Nu arată. De căcat îi vine lui ăsta casa. Vinewood Garage. Safe house. Uite-l. Magazin de haine, uite unul aici. Trebuie să încerc cumva să fac un ocol mic așa. Am văzut că mă învârt mult pe acolo. De ce ocolesc atât? Ai cumva băgat pe o străduță subterană sau ce căcat? Nu înțeleg. Yeah, who's this? It's Ricky from Mai fi dat o mașină sau cine știe. Mașină misiune. Bullshit. Oh my god. Psycho. I'm going to rip time you to just apart. Accept your low ass status. Ass. I'm taking you out. As ne batem. Jerk. M-a luat poliția. Băgați-i. Sorry, I can't risk going back to jail by serving you. Ok, să scap cumva de poliție. Că stau ascuns aici. Hai mă, o dată nu scap de wanted-ul ăsta.
Încă mă ca... Gata. Hai că am scăpat. Ok, hai să luăm și misiunea asta să o facem. Deci, shirts. San Andreas's most exciting store. No. We specialize in those. Așa. Numai de ăștia scurți. Și pants care ar trebui să fie? Eu vreau pantaloni lungi. Și astea mai euri. De tipuri de... De ce presi că mie îmi trebuia costum aici? If you have any questions, I'm here. Gata. Așa mai merge. Nu știu cum de s-a schimbat așa dintr-o dată. E, acum l-am elegant pe ăsta. Ia stai o secundă. Pălării sau ceva, nu-s? Pălării văd că nu merge. Ochelari de soare. If I can help, just ask. Gata, hai că l-am echipat pe Michael, hai să plecăm de aici. Ok, mașina e aici. Hai că iar mă întind o grămadă cu episodul. Urcă. Ok, e mult până la ăsta. Cam îi. Michael, du-te, du-te, te sauge mai repede. Bă, când se lansează WWE 2K18? Să-mi lăsați-mi un comentariu că mele să caut. Măcar așa mai am și un feedback. Mai cred și mie numărul de comentarii la statistici acolo. Dacă n-am mai făcut live-ul și scade la statistică numărul de comentarii pe videoclip. Și încă o fază. Hai că am pus în acest moment se descarcă FIFA 18. Văd și eu dacă știu să joc FIFA. Am de gând să... nu știu. Fac și așa un meci două la panorama. Dacă tot se lansează un joc nou, să-l joc și eu. Că de acum pot să mă joc orice. Chiar orice pot să mă joc. Când aveam placa veche și PC-ul vechi, na, mă jucam ce mă jucam și când prea puteam să joc ceva mai nou, adică... ce, credeți că dacă... aveam PC bun de la început, nu începeam cu GTA 5? Ba, începeam. Dar avea pisul ăla și nu puteam să joc așa. Oricum, jocuri mai vechi tot jucam. Gen Far Cry 1 și astea tot aveam de gând să le joc. Că-s jocurile copilării și... na. Mafia 2 la fel. Să nu credeți că eu acum am devenit gamer de la care apreciază doar grafica. Ok, ce căcatul vrea astea? Darnell Bros. The hell is this place? Garment factory. I needed a job that didn't require me to do anything apart from paying taxes. Okay, listen. Shh. What do you got? The Holy Grail, the Union Depository, and they say it cannot be hit. Okay, mergem cu asta în mașină. The shop's on Little Portola. Unde naiba trebuie să merg? Hai că avem ceva de mers.
Deci, 1200 de ani am făcut acolo. FIB buddies? Dar nu știu cam cum ar veni milele astea în kilometri. Nu cred că o milă are mai mulți kilometri, nu? Cam ciudat cum de americanii care îți dita mai poporul, ei au sistem, ei nu folosesc sistemul internațional. În loc de kilograme au lăbăsuri de alea, eu le zic lăbi. În loc de metri au fut picioare. Nu, n-am vorbit dur când ai zis fut, așa se scrie F-O-O-T și se citește fut. Așa, mi se pare că vreo 6 picioare înseamnă cam 1,80 m. Cred, abar n-am. Lester, I'm very impressed. Look, we can talk about this another time. În loc de kilometri, mile. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Oh, abia așa se vede odată pe Trevor. Băi, și când îmi amintesc când eram mic și... Mă rog, mic, aveam dracu cu 15 ani, nu mai eram mic, dă-mă... Pisti și pe mine. Aveam 15 ani și mă uitam la alții pe YouTube cu jucau GTA 5. E o realizare ca din consumator de YouTube să devin chiar creator de conținut de YouTube. Okay, we need shots of the security features, the alarm system, ventilation, cameras. That doesn't help. Go inside the store. Sir, thank you. The alarm keypad is on the left when you come in, on the wall by the side door. Alright, what do we got here? Surveillance and ventilation. Now all I'm after is the alarm. Shots come through. Camera check, alarm check, vents check. Good work. Now speak to the assistant and see if there's anything else we need to know. Hey, beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap, thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking. Come back to me. Okay, să mergem înapoi la bulangiu ăsta. So, we good? Almost. I need to get eyes on the roof of the building. See where the ventilation comes out. All the paparazzi in this town are. Poc, ce pumn în gură i-am dat. Îmi place cum vine așa și le dau strau pumn în gură. Look for a way up to the roof. Deci find a point on the top roof. Tot aici? Adică pe acoperiș sau unde n-ai văzut? Uite câinele ăla ce fuge. Ăștia fug de câine? Ok, my phone's telling me there's some construction around the corner, behind the shop. Let's go there. So you keep up with the old crew? Well, after your death slash disappearance, there wasn't much holding us together. Yeah. You see him at all? After the incident? I kept tabs on him for a while, needed to know that he didn't blame me. Yeah, where'd he go? North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over, and hitchhikers to disappear. Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? What do you think? OD? Shootout? Maybe just a car crash, right? Anonymous charred remains on the highway? They only knew what a sick puppy they had on their hands. I'm on the roof! All right, use the glasses to get me a shot of Angelico's roof unit. It'll be right above the store. We need to know where those vents come out. It's like a big box on the roof. Asta? No, no, the air conditioning roof unit. We need to know where those vents come out. It's like a big box on the roof. Cutie mare.
Hai că mi-arată acum pe aici. Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? No, no, the air conditioning roof unit. We need to know where those vents come out. Stai, mă urcă. You've got a good vantage. Now use it and get an image of the air system. Okay, capture an image of the system and we're done. No, no, the air conditioning roof unit. We need to know where those vents come out. It's like a big box on the roof. Da, mă, tot acolo trebuie să mă sui. Deci așa și la ce? That's the shot. You've covered the vents on the roof now. Okay, that'll do. Now come back to me before someone spots you up there. Will do. Hai da, Michael, fă puțin parkour. Let's speed this up. We don't want to draw attention. Auzi, ce am dat cu botul de... Asta e că ăștia salți ochelari, nu e aceea am pus eu, că mi-a dat ochelari cu cameră. Ok, să plecăm de aici. Here, take your glasses back. Let's go back to the garment factory. I called ahead and told him to start setting up the information. Bun, hai să mergem înapoi. Go to garment factory. Da, zicea din aur, haide să facem distanța asta. Of, 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 ușa, nu prea închef deloc de viață. Nu știu, este așa psihtirii, dar prea închef să vorbesc nici cu nimeni. Vreau să fiu închis în locul. De ceva timp am devenit mai așa mai... nervos. Și acum vreun an jumate, mi-amintesc cam când se termina 10-a, ultima lună pe atunci. Vedeți că eram așa de bine dispus. Nu știu, eram foarte fericit. După aia, cam pe la începutul clasei a 11-a, mi-am inteles că erau foarte nervos. Puneam niște citate pe Facebook, vai și amar ce citate. Niște statusuri așa, că citate când citesc de la cineva. Eu doar mă inspirasem de la Uzi, că și ăla pune niște citate tâmpite. Nu Uzi de la Beauty Mafia, Uzi YouTuberul. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah. Nu, ăsta iarăși am devenit așa nervos, nu știu. Maybe we could cut him in. General, cam așa sunt în perioada asta de început de an școlar. Fără chef de nimic, sic, diriți. Dar am trece în timp. Cam spre vacanța de vară, cam așa. Mă simt mai bine. Aoleu, când mă gândesc la faptul că mai am un pic și scap dracului. 9 luni și am scăpat de tot. Libertate absolută. Workers have their uses. Okay, let me set this up. Nice to see the methods haven't changed. Okay, she. And there's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb.
Deci cam cum să ajung la ei, așa? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. That means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your, famous way with people and four carbine rifles. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? Ah, still a hothead? Well, some things never change. Select personnel with that in mind. Now the driver, the... Eddie Toe. Guns. Okay, I'll look into how you can find a TAC team and get their weapons, and I'll be in touch. Yes, good. I'll call you when everything's ready. Bun, deci să înțeleg că misiune făcută și o să avem de mers acolo. Nu? Ce misiuni mai am totuși? Ești și eu curios. Așa, probabil că o să trebuiască să mi-o dați să o fac în continuare acolo sau cine știe. Ia-l sună, de fapt, da, zicea că îl sună pe ăsta, că o să ai bine vedea și tot. Așa, ok. Și eu cum cred că mai apare pe hartă, nu? În fine, eu închei aici episodul ăsta de GTA 5. Sper că v-a plăcut. Vechea poveste, da, câte un cap în gură butoanelor de mai jos. Și cam atât. Până data viitoare, ce pot spune? Un călduros, ciao les.